get behind. Mommy, no, 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 no. Mami, scoate pe Andreea, scoate pe Andreea afară. Scoate pe Andreea afară, lasă-te de... Mami, întreie buletinul tău. Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit în Actualitatea Românească. Scene șocante au îngrozit astăzi România. O fetiță de doar 8 ani, minoră, a fost târâtă de un procuror, de o doamnă procuroare, pentru a fi trimise familie adoptive din Statele Unite ale Americii. S-au dus dimineața toți cu dube, cu mascați, cu o întreagă echipă de intervenție specială, cu un procuror care a coordonat acțiunea, cu un mandat de percheziție pentru lipsire de libertate, ca să ia cu forța o minoră, un copil de 8 ani. Nimeni n-a mai văzut până acum așa ceva în România. Poliția spune că acțiunea, percheziția, a fost coordonată de doamna procuror. Procuroarea se numește Antoaneta Maria Pițurcă, doamnelor și domnilor. Este chiar șefa secției de urmărire penală din parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova și purtătorul de cuvânt al instituției. Nu era vreo acțiune de capturare a unui terorist, nu îl prindeau pe Osama Bin Laden, nu era o acțiune de prindere a unei persoane violente sau extrem de periculoasă, era o acțiune în care au descins și subiectul era un minor, o fetiță. Vom vorbi cu avocații în această seară pentru că am descoperit acum câteva minute că doamna procuror este o procuroară rezist, ca să spun așa. A protestat împotriva Curții Constituționale. Gașca de procuror rezist din Procuratura României. Repet, nu vorbeam de o acțiune antiteroristă, nu vorbeam de interlopi, nu vorbeam de persoane periculoase, nu vorbeam de Sile Cămătaru, nu vorbeam de Nuțu Cămătaru, vorbeam de un copil, o fetiță, care a fost târâtă. Iar procurarea minte astăzi, spunând că n-a făcut nimic, abia a atins-o pe fetiță. O să vedeți cum o târa procurarea pe acest copil, doar pentru a pune în executare un mandat de percheziție, să ridice copilul. Aveți imaginile din exterior chiar acum, o să le dea colegul meu. O să vedeți cum procuroarea pur și simplu târăște acest copil, această fetiță, care vrea să rămână cu cei care au crescut-o. Este foarte simplu. Ei bine, o vedeți în imagini pe această procuroare, s-au dus cu dube, cu mascați, cu au speriat toată zona, da? Pentru că personajul era extrem de periculos. Un copil de 8 ani, o fetiță de 8 ani, pe care practic au traumatizat-o, această procuroare care a coordonat acțiunea. Procuroarea rezist, gașca rezist din Procuratura României. Șefa secției de urmărire penală din parchetul Curții de Apel Craiova. Incredibil. Vă prezint invitații, o să vorbim și cu avocați. Vă spun că chiar în aceste momente sunt proteste ale oamenilor în zonă, pentru că, într-adevăr, așa ceva nu s-a mai întâmplat în România, în Baia de Aramă, în județul Mehedinți, acolo unde zeci de... s-au dus cu un desant, să ridice la percheziție un copil, nu un pix, nu un calculator, nu un laptop, nu niște documente, s-au dus să tărască un copil pe asfalt. Despre asta vorbim. Procuratura României. Uitați imagini în direct. Sunt proteste, sute de oameni s-au adunat la casa unde a fost crescut copilul, da? De unde au luat-o cu forța. Oamenii nervoși cer ca Sorina să se întoarcă la sânul asistentului maternal, care au crescut-o de când era mică. Vom vorbi și despre cum a funcționat justiția în acest caz, pentru că Tribunalul Mehedinț a interzis adopția, adică nu a aprobat adopția internațională, pentru că aici vorbim și de ambasada americană, și Curtea de Apel a întors decizia instanței, judecători. Vă prezint invitații de la această oră, domnul Florin Bodog, PSD,
Bună seara, domnul Cristian Scheidler, USR, bună seara. Domnul Tudor Ionescu, ALDE, bună seara și domnul Adrian Dobre, Pro-România, bună seara, îl așteptăm și pe domnul Radu Carp. Aș vrea o scurtă trecere în revistă, că până la urmă știți, cu toții suntem oameni, adică sunteți politicieni toți, eu sunt ziarist, dar uitați-vă cum se aplică, cum se înfăptuiește actul de justiție în România. Despre asta vorbim. Domnul Bodog. Eu cred că e vorba de o exagerare în acțiune și de un exces de zel în modul în care a acționat procurarea respectivă. Nu cred că este primul și nici ultimul abuz care s-a întâmplat sau care se întâmplă în România și cred că e necesar să se facă o anchetă asupra modului în care au acționat toți. Că acolo a fost și Direcția de Protecție a Copilului, a fost și Procuratura, care, mă rog, a dispus poliției să participe cu un anumit efectiv. Însă modul în care a fost tratat copilul, eu cred că este incalificabil. Eu sunt medic, sunt și părinte și nu cred că niciuna dintre noi ne-ar fi convenit să vadă că așa ceva se întâmplă cu copilul pe care l-a crescut. Indiferent dacă copilul este al tău sau este un copil adoptat. Domnul Scheidler. Văzând imaginile, mi-am pus problema unde e interesul superior al copilului, înainte de aspectul legal, care e la fel de important de altfel. Și am constatat ulterior, informându-mă cu surprindere, că Direcția Generală de Asistență Socială nu a fost informată și nu știa. Pe că într-un asemenea, deși tot dânsii spun, s-a mai încercat de două ori ca fetița să fie luată de acolo. E interesant, în paranteză, fie spus faptul că se pare că această familie de asistenți maternal și-au pierdut dreptul de asistență maternală. E un aspect interesant la care poate revenim. Dar, în orice caz, cred că ar fi trebuit să fie cel puțin un specialist, un psiholog. Pentru orice copil, schimbarea mediului de familie e o, sau poate fi un șoc. Din punct de vedere legal, însă, înțeleg că există o hotărâre definitivă care spune cine sunt părinții adoptivi ai fetiței și familia de români, înțeleg, din zona Craiovei, care locuiesc în momentul de față în Statele Unite. Eu m-am exprimat mai devreme pe acest subiect pe o rețea de socializare și am spus că... Rețea pe Facebook. Pe Facebook. Și am spus că este... În primul rând, eu am crezut, prima dată când am văzut imaginile desantului, eu am crezut că e vorba despre un mare clan mafiot, un șef de clan mafiot, dar adică așa s-a dus, mi s-a părut că îl arestează, nu știu, pe capul di tutti capi din, da, pe coza din mafia. Noastră. Exact. Dragheta. Mai mult decât atât, mi se pare foarte, mă rog, îndoielnică decizia Curții de Apel Craiova, dat fiind faptul că a existat o decizie a Tribunalului de Credinți. Nu știu ce s-a schimbat atât de mult între cele două instanțe, încât decizia s-a întors la 180 de grade. Indiferent care ar fi fost decizia instanței, acel copil nu avea voie să fie brutalizat și târât. Vreau să spun tuturor, și eu sunt părinte și eu cred că acel copil va avea traume toată viața. Mai mult decât atât, cred că în procesul de adopție, de principiu, familia românească trebuie să aibă, mă rog, să spunem, preponderență sau, mă rog, să fie înaintea dorinței de a fi chiar pe o listă internațională, pentru că mă gândesc că vrem să ne păstrăm totuși copiii în țară. Uh-huh. Sunt foarte multe aspecte care, sigur că a fost prost gestionată și comunicațional și mă uit la procurori, la procurorul de caz și mă uit la reacția de după, mă uit la forțele de ordine și mi se pare că trăiesc într-un film prost, adică am senzația că suntem într-o țară neguvernată. O să ajungem să ne fie rușine de noi înșine dacă mai vedem o imagine de genul ăsta. Uitați-vă la vecini. Aveți, în momentul de față, difuzați imagini cu vecinii copilului. Au ieșit oamenii pe stradă. Sunt oameni care cunosc copilul de când avea un an. Și au ieșit pe stradă să protesteze împotriva cui? Împotriva procuraturii din România, care a târât, practic, un copil pe stradă să-l bage într-o mașină, apropo, să-l bage într-o mașină a forțelor de ordine, de parcă ar fi fost arestat internațional. Da, bune. S-au dus cu mascații. Da, mascații. Dom'le, s-au dus cu mascații, domnul Carp. Da, ce să spun, să mă alătur șocorului ăsta antiprocurator.
factură, parchet, ce, sau să spun o opinie ce cred? Opinia noastră. Eu m-am documentat, am citit acest, despre acest caz și am văzut următorul lucru, că, mă rog, ca de obicei în România legea nu este respectată și cei care nu o respectă devin eroi, ca acest asistent maternal. Din păcate însă cei care trebuie să aducă la îndeplinire să aplice legea o aplică defectuos. Și avem o dublă problemă. O problemă este a celor care nu vor să aplice legea și o problemă este a celor care ar trebui să aplice legea de partea cealaltă, dar nu știu cum să o facă și eu o fac defectuos. În asemenea cazuri, prioritar este interesul copilului. Copilul. Nu al presei, nu al procurorului, da, ne nu uităm al asistentului maternal, fact, nu al familiei care adoptă. Vorbim aici sig de fapte. Deci era vorba de o adopție perfect legală și de o femeie, un asistent maternal, care și-a îndeplinit îndatoririle foarte corect, nu a existat niciun fel de probleme, chiar a spus că nu vrea să ia în îngrijire acel copil. Probabil că în momentul în care a văzut că este lipsită de un anumit venit, a vrut să revină asupra deciziei și atunci a dat seama că din punct de vedere legal nu mai poate să o facă. Și a reținut acel copil. Tribunalul inițial ilegal a respins adopția internațională, domnul Barbu. În momentul de față, adopția este legală. Deci nu e niciun fel de problemă asupra adopției. S-a vorbit de presiunea ale ambasadei, pentru că... Eu nu cred că au existat asemenea. Eu vă spun că ambasada este implicată în mai multe specii de genul ăsta. Vorbim totuși despre niște cetățeni români. Da, domnule, da, da. Lăsați că eu o să public niște documente în zilele următoare și o să rămâneți. Sunt două aspecte aici. În primul rând am citit și eu comunicatul de presă al Ministerului Public și am înțeles din tot acest comunicat care face cumva cronologia evenimentelor că, într-adevăr, familia de asistent social nu au dorit să adopte copilul, deși ei ar fi avut prioritate. Mai mult decât atât, din câte am înțeles, repet, din comunicatul oficial de acum o oră din partea Ministerului Public, Direcția Asistență Socială a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu familia și nu a mai existat cale de comunicare. Nu răspundeau la telefon. Am înțeles că s-au deplasat și la fața locului și au fost niște probleme. Avem la telefon chiar pe avocatul asistentei maternale, domnul Victor Dumitrică. Bună seara! Alo? Domnul Dumitrică? Păi dacă nu ne aude, domnul Dumitrică, să refacem legătura. Vreau doar să termin ideea. Pe de altă parte, însă, pentru mine, că de multe ori mi se pune întrebarea, doamne, ce înseamnă abuzurile astea despre care voi tot vorbiți? Păi înseamnă exact acest lucru. Înseamnă exact, pentru că avem litera legii și avem spiritul legii. Ori acest copilaș, un lucru pe care n-aș vrea să-l aduc în discuție, a făcut pe el. La 8 ani este un copil traumatizat, nu este un obiect, nu este un telefon pe care un executor judecătoresc, deși n-a venit, să vină să-l ia, să-l ridice, să-l pună pe o dubă și să plece mai departe. Domnul Dumitrică, înțeleg că este în legătură cu noi. Ne auziți? Da. Dacă ne auziți, vorbiți. Domnul Dumitrică. Perfect. Teddy, refa această legătură, totuși să ne înțelegem cu omul. Dânsul ne aude, noi nu-l auzim. Dar aici inspecția judiciară trebuie să se... Dom'le, când aude inspecția asta judiciară... Trebuie să respectăm legea. Ori aici, chiar dacă putem să fim sub împriza dramei, traumei copilului și este o reacție la cald pe care am văzut-o din partea multor persoane care poate ar fi trebuit să aibă mai multe elemente... Dom'le, vedeți cum tărăște procurorul copilul? Am înțeles, dar v-am spus, există... M-am uitat și eu pe cronologie. Deci copilul este cel mai important din tot ce s-a întâmplat. Nu trebuia pus mâna pe el. Și ar trebui să fie. Nu am tras exact de copil, spune doamna exact de la rezist. Că s-a încercat o spălare pe creier a copilului. L-am atins ușor și am vorbit calm. Spune
spune doamna de la Rezist. De bineînțeles, deci oamenii ăștia mint. Un copil care plânge, un copil care nu înțelege Maria ce se întâmplă cu el. O să vedeți în continuare în emisiune, este din gașca Rezist, protesta împotriva Curții Constituționale, gașca lui Veve. Noi ce ne revoltă, de fapt, este atitudinea împotriva copilului, nu neapărat dosarul pe care nu cunoaștem. Dar n-a trebuit să ne detaliu. Revolte și nerespectarea legii în România? Că despre asta trebuie să vorbim, nu? Sau ne hotărâm. Acolo de imagini, e vorba de hotărâri judecătorești care nu pot fi puse în aplicare sau sunt puse în aplicare în mod defectuos așa? De persoane respective să răspundă în fața legii. Absolut de acord. Dar, pe de altă parte, hotărârile judecătorești trebuie puse în aplicare. Nu este posibil să ai în grijă să lipsești în mod ilegal de libertate un copil. Da. Poziția 173, o să vă arate Teddy, poate luăm legătura cu avocatul Teddy, să ne mișcăm mai cu talent în seara asta. 173, doamna procuror de la Rezist a protestat împotriva Curții Constituționale, că nu este de acord cu deciziile Curții Constituționale, care prin Constituție sunt definitive și obligatorii, chiar și pentru doamna procuror care târăște un copil, gașca lui Veve din DNA, onor DNA, onor domnului Nistor care țin această gașcă Rezist în Direcția Națională Anticorupție, onor procurorului general al României, domnul Bogdan Lei, cu care am vorbit în această seară, gașca Rezist din Procuratura României, vedeți, sunt primii la proteste, scări, neaplicarea deciziilor definitive și obligatorii ale unei instanțe constituționale, dar când pun în aplicare legea, da, se duc și târăsc pentru că dânsa a crezut că copilul este pur și simplu un pic sau un interlop sau ceva. Aici și poliția, că și poliția, mă uitam la Georgian, cum îl cheamă, pe domnul Georgian de la poliție, purtătorul de cuvânt, de la dumneavoastră, că e Ministerul de Interne, da? Le era frică, domne, să spună că procurorul a coordonat acțiunea. Adică spus, despre ce vă... Dacă e vorba de purtătorul de cuvânt de la Poliția București, a spus... Domnul Georgian, cum îl cheamă, a spus că acțiunea a fost coordonată de procuror și procurorul a dispus inclusiv dispozitivul care se deplaseze acolo. Mă rog, că aici avem mai multe probleme care se supra... Nu este o problemă, sunt mai multe, dar iarăși trebuie să le prioritizăm. Iar cetățeanul, copilul... Asta nu e aplicarea legii. Copilul este... prima problemă, prima este prioritatea. Deci chiar dacă și rațional. Exact. Dacă cine, dacă doamna procuror își închipuie că acest copil va putea să se integreze viitoarea familie, de urmărire penală din parchetul Curții de Apel Craiova. Înțeleg. Bună seara, domnul Dumitrică. Bună seara, Maudit. Da. Doamna mea, eu nu știu cine este în studio acolo. Sunt dar niște politicieni. Sunt politicieni. Am auzit câteva idei care sunt total lipsite de adevăr și de relevanță și în afara problemei. Unul la mână, soții și rămăt au 10 cereri făcute de la începutul anului 2018 până în prezent de adopție acestei fetițe. Deci cine spune altceva și încearcă să-i acopere pe oamenii ăștia, se autoincriminează. Eu vă pot spune la dispoziție 10 cereri adresate Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Mechedin de adopție acestei fetițe făcute expres de către familia Șărămăt și toate respinse cu același răspuns că este în proces de potrivire cu o familie din America. Procesul de adopție a fost deschis printr-o hotărâre din 2017, luna iulie, da, nu, și dumnealor de la direcție erau obligați de legea adopției, articolul 33 și 34, să organizeze o comisie și să informeze familia Șărămăt despre deschiderea procesului de adopție în urma acelei hotărâri de cătorești, despre faptul că au un drept de prioritate, despre faptul că au un termen să opteze pentru acest drept de prioritate, să și-l exprime, și despre consecințele unui eventual refuz. O astfel de informare nu a existat. O astfel de informare presupune întocmirea unui proces verbal semnat de reprezentanții direcției și de asistentul maternal. Nimeni din țara asta nu poate facă dovada că s-a făcut un astfel de proces verbal, o astfel de informare și că familia știută de adopția copilului. Familia a aflat de adopția copilului în 2018, la început, la prima vizită de potrivire dintre familia de americani și minoră. Domnul avocat, ascultați-mă puțin.
Tribunalul Mehedinți a dat, da, a declarat, a respins cererea de adopție internațională, da, da? Identifică așa cu așa. Și eu chiar acum citesc de pe document, îl vedeți pe ecran, doamnelor și domnilor, cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Explicați-mi cum s-a schimbat această decizie a instanței la Curtea de Apel. Dumneavoastră ați vorbit de presiuni făcute de la Ministerul Muncii și de la Ambasada Americană. Nu, eu n-am vorbit de presiuni. Lumea de aici și toată colectivitatea locală vorbește de aceste presiuni. Eu am spus că hotărârea Tribunalului Mehedin era una temeinică și legală și motivată pe lege și arată foarte clar că pe lângă această informare pe care ei nu am deplinit-o, ei trebuia să aștepte un termen de un an de zile de la deschiderea adopției și să caute și să găsească o familie de adoptatori în România și numai dacă în termen de un an nu găseau o astfel de familie doritoare din România, să accesează baza de informații de adopții internaționale. Ei nu au așteptat un an și după 7 luni au accesat această bază. Apoi, vreau să vă spun că eu am ieșit din sală la Curtea de Apel Craiova la ora 1 fără 20 în ziua procesului. După un sfert de oră, hotărârea era necrit. M-ați înțeles? Da. Au fost 30 și ceva de dosare pe listă. Aici cu autorități. Eu vă spun niște fapte. Autoritățile responsabile trebuie să facă verificări. Eu vreau să vă spun că astăzi, la acea listă percheziție, la acest pretext, a fost un domn polițist care a avut la un moment dat în lucru o plângere penală formulată de noi împotriva reprezentanților direcției și care atunci când ne-a audiat ne-a spus că nu avem nicio șansă. Pentru că astăzi să-l întâlnim în curte aici la acea listă percheziție. Mandatul de percheziție scrie că este dat pentru strângerea de probe pe lipsire de libertate, nu pentru ridicarea minorii. Procurorul nu se poate transforma într-un executor judecătoresc. Ascultați-mă puțin, uitați că mi-a spus ceva foarte... Cum adică au dat mandat de percheziție pentru ridicare de probe privind lipsirea de libertate? Care erau probele care defineau lipsirea de libertate? Și i-au ridicat copiii? Niciuna. Doamna mea, ei s-au folosit de acest tertip și au făcut această plângere penală. Probabil știm că vor avea feedback-ul de care au nevoie de la parchetul Curții de Apel Craiova. S-a luat acest mandat de percheziție pe o infracțiune de lipsire de libertate. Adică au spus că familia fostului asistent maternal, da, o lipsire de libertate pe fetiță. Da. Păi unde, când au intrat, au găsit-o dormind lângă surioara ei, liniștită, îmbrăcată la fel, nu legată de calorifer, nu într-o cușcă, nu maltratată, nu malnutrită, deci niciun fel. Lipsire de libertate este ce au făcut autoritățile astăzi când au dărit-o pe caldarâm și au luat-o împotriva ei din curte. Deci asta e lipsire de libertate. Doamna, codul de procedură civilă îmi spune așa foarte clar, 911 și următoarele. Nu poți nici măcar să brustezi minora pentru executarea stilită a unei hotărâri judecătorești cu privire la un minor. Spune foarte clar că trebuie făcută cu executor judecătoresc, care face un proces verbal, care se sesizează... Dumneavoastră ați fost acolo? A fost vreun psiholog? Ascultați-mă să vă spun o chestiune. Da. Ei au ajuns la 8:30 aici, cu mandatul de percheziție la poartă. Codul de procedură penală e obligat să aștepte 2 ore ca eu să ajung aici, sau un alt avocat al familiei. E adevărat, așa este. Ei nu au așteptat 2 ore și au intrat în curte în absența mea și au luat minora. Și spun că au fost în prezența unui consilier, unui psiholog și așa mai departe. Păi acolo a fost un haos total. Arătați-mi unde e consilierul și ce face. Unde este psihologul și ce face? Unde e reprezentantul direcției și ce face? Asistă și tolerează târârea unui minor pe caldarâm și lovirea lui. Doamna procuror este lovită pe față, este zgâriată la nas pentru că s-a luptat parte în parte cu fetița. Asta deci doamna procuror e zgâriată de copil? Da, pentru că s-a luptat parte în parte cu ea. De ce nu se spune treaba asta? De ce nu se spune faptul că atunci când au venit la percheziție, au venit însoțiți de un avocat. Cum s-a luat avocatul dinainte? Și dumneavoastră când ați ajuns acolo? Doamna, dumneavoastră când ați ajuns acolo? La ora 10:30. A, când ei deja, ei luaseră copilul? Păi ei au luat-o de data, au intrat în curte și au luat-o.
Ce consiliere, ce minciun, doamna mea? Și n-a fost niciun avocat prezent. N-a fost niciun avocat prezent decât avocatul pe care ei l-a anunțat de cu o zi înainte sau cu două de când au aflat despre declarația percheziției. Doamna mea, o percheziție domiciliară într-un dosar penal este o activitate deosebit de sensibilă care afectează drepturi fundamentale foarte grave ale omului. Dar cu atât mai mult, dat fiind obiectivul percheziției domiciliare, ea este o activitate nepublică, care nu se aduce la cunoștința publicului. Ascultați-mă, dar în afară de copil, în afară de copil, această procuroare, că eu mie scârbă să o numesc procuroare, vă spun sincer, a mai ridicat ceva? Doamna, din punctul de vedere, percheziția a fost un pretext. Nu poți să zici că cauți probe de lipsire de libertate în condițiile în care fetița își dorește să trăiască aici. În condiții care fetița, când tu o iei de aici, strigă ajutor, mami, nu-i lăsați în aia. Mai ridicat ceva în afară de copil? Au ridicat niște hârtii și niște medicamente, deci esențiale, pe care le lua asistentul maternal, deci de digestie. E adevărat că fetița Sorina a scris în urmă cu câteva zile o scrisoare? Nu, a scris-o de ziua ei, pe 25 aprilie. Așa, mâine pe 25 aprilie este ziua mea, fac 8 ani, iar eu nu-mi doresc decât să rămân cu mami și tati și surioara mea și frații mei mai mari. Nu vreau să plec în America, eu vreau să fiu audiată de autoritățile statului român și sunt mare și știu ce îmi doresc. Ce să este dreptul oricului copil, este legea care reglementează dreptul copilului în România, că atunci dacă vrea a pus să fie cineva, oamenii ăștia a pus pe copil. Eu cred. Acum, cu tot drag, eu sunt de partea copilului. Nu vreau să fiu audiat. Nu vreau să plec în America, până acolo cred că e scrisoarea copilului și cred că poate. De acolo în jos nu mai cred. Dar o întrebare pentru domnul avocat. Domnul avocat, o întrebare pe procedură. Este o filmare când se fetița scrie asta. Da, bine, dumneavoastră da, acum dezinformat și haideți să vă spun ceva. Da, puteți să răspundeți la întrebare pe procedură pe caz. Ascultați-mă să vă spun ceva, dați-mă să vorbesc, că vorbim pe rând. Păi pe rând, dar mai acceptați și întrebări. Venea cu un executor judecătoresc și se făcea consilierea minorei, consilierul putea să stabilească dacă fetița a fost capacitată, dacă a fost învățată să scrie așa, dacă a fost învățată să gândească așa, sau dacă e opinia ei. Acum, dacă s-a procesat așa, niciodată nu vom afla dacă a fost cu adevărat voința ei sau a fost învățată de cine spuneți dumneavoastră. Niciodată nu vom ști, să nu mai speculați și s-a dorit. Domnule, dar peste tot primează dorința copilului. Dacă copilul... E normal, copilul interesul vrea să stea cu cei minori, care doamna au crescut-o. Da. Interesul superior la minori este ca... Este altceva. Poți să pun o întrebare? O întrebare pentru că am văzut în timp ce vorbim, am văzut niște imagini de pe stradă, de afară. În ce mașină, poate știa domnul avocat și de-aia îl întreb, că nu, eu nu-mi dau seama din imagini. În ce mașină a fost urcată, a urcat copilul? Pentru că eu o văd fiind urcată în mașina din spate, care nu are nicio legătură cu mașina vreunei instituții din România. Da, și vă mulțumesc că ați făcut această remarcă. Este mașina avocatului care a știut despre percheziție cu câteva zile înainte. Observați poliția română că deschide ușa la dubiță, la Vito, la Mercedes și nu procurarea o ia și mai târăște dintre mașini și o suie în mașina marca Jeep, este un SUV, cu numărul de matriculare BEL al avocatului Liviu Belunescu de la Craiova. Ce calitate are dumnealui? Era creditorul obligației? Ce garanție am eu ca această fată ajunge unde spune procurarea? Al cui era acest avocat? Că trebuie să aibă o, nu, o relație contractuală, cu familia. Chiar dacă are, tu nu sui minorul acolo neavând nicio certitudine că va fi pus unde spui tu ca procuror. Ai o certitudine că va fi dus unde spui tu dacă îl suni, dacă îl sui într-un autoturism care este subordonat al unei autorități a statului. În mașina poliției, în mașina parchetului, în mașina direcției de la Mechedin. Cum îl sui tu în mașina unui privat, unui terț? Păi de ce au mai venit cu dubele de poliție, cu mascații, cu... De ce au mai venit? Cu sirenele? Ca să fac acest haos... Al cui avocatul? Că întreabă toată lumea aici. Al cui avocatul? Avocatul soților Săcărini, părinților adoptivi. Cei din Statele Unite, bănuiesc. Doamna avocat, dacă îmi permiteți o întrebare. Familia asistentului material, cea pe care o reprezentați dumneavoastră, știa de hotărârea judecătorească a curții de apel prin care copilul a fost dat spre adopție familiei de români care locuiesc în Statele Unite? Domnul meu,
Această hotărâre judecătorească a fost pronunțată pe 24 aprilie. După pronunțarea ei, eu am venit acasă la dumnealor, le-am explicat. Și fetiței au fost explicate toate consecințele acestei hotărâri. Pe data de atenție ce vă spun, pe data de 20 și 21 mai anul acesta, după hotărâre, reprezentanții direcției de la Mehedin au încercat pe 20 să vină aici cu un echipaj de poliție, iar pe 21 așa pe seara cu 3 echipaje de poliție. Asistenta și rămân Mariana le-a permis accesul în curte, au intrat în curte împreună cu reprezentanții poliției și există filmări când este întrebată fetița dacă știe despre hotărâre, dacă a înțeles-o. Și a spune, da, știu, trebuie să merg în America, dar vreau să rămân cu mami aici. Și există două procese verbale făcute pe 20 mai și pe 21 mai de către șeful poliției de la Baia de Aramă, care a fost în curte acolo de față și care constată faptul că asistentul matinal nu se opune ca cei de la direcție să ia fata, dar că fata nu vrea să meargă și că solicită asistentul maternal intervenția unui executor judecătoresc. Sunt acte ale autorității publice și le avem și le putem pune la dispoziție. Încă o dată, să nu se creeze imaginea la presă sau în media sau la societatea civilă că acest asistent maternal putea să ia copilul cu forța și să-l ducă la americani, la doamna procuror, la direcție sau în altă parte împotriva lui. Nici măcar doamna fost asistent maternal nu poate brusca copilul și să-l ducă împotriva lui undeva. Deci dacă se proceda legal și se mergea la un executor judecătoresc, executorul constata nemijlocit acest refuz al minorului, se începea programul de consiliere și consilierul stabilea dacă a fost capacitată, dacă într-adevăr e dorința ei să meargă sau să rămână aici. Procedura așa e. Înțelegeți? Da. Au folosit acest tip, mă mai spun altceva, parchetul Curții de Apel Craiova nu e organul de urmărire penală mai întâi sesizat. Ei făcuseră o plângere întâi la parchetul judecătorii Baia de Aramă. Ăia trebuia să-și verifice competența la Curtea de Apel și dacă constatau că nu erau primiți să declină la Baia de Aramă. Nu ei au trecut, dar practic au făcut o cercetare în paralel. Domnul avocat, vă întreb altfel. A fost un deal aici? Că aici avem implicate multe instituții ale statului, nu această rușine a procuraturii românești. Avem implicat, adică e un lanț de complicități, din câte văd că e și direcția de protecția copilului, vorbim de o decizie instanței care a fost răsturnată, vorbim de interese, da, ambasada, înțeleg că e făcea presiuni, Ministerul Muncii, deci o întreagă filieră. Mie mi-e cunoscut această filieră, adică mi-e cunoscut că am văzut niște cazuri, dar vă întreb, credeți că a fost un deal, adică s-a dat ceva pentru ca acest copil să fie luat de, mă rog, cu decizia instanței, care, mă rog, a fost întoarsă. Doamna, suspiciuni există. Acum eu nu pot să fac acuzații decât dacă aș avea niște probe certe. Eu tot ce v-am relatat am constatat nemijlocit sunt niște stări de fapt. Suspiciuni există din toate punctele de vedere. De exemplu, lipsirea de libertate, această infracțiune este de competența parchetului de pe lângă judecătorie. Și de ce a venit parchetul de pe lângă Curtea de Apel? Privit doar, ce caută dacă e de competența judecătorie? Doamna este șefa secției de urmărire penală, adică nu e orice procuror, era șefa urmăririi penale din parchetul Curții de Apel Craiova. Procuroare rezist, Gașca Veve din Procuratura României. Nu a avut mandat să ia minora. Păi nu, i-a avut mandat să ridice ceva la percheziție. Competența face judecătorii. Nu așteaptă avocatul și ia minora. Da? Nu recunoaște că este lovită pe față în urma luptei. Dar cu poliția, că vreau să vorbim și de polițiști ăștia, că anunța avocatul dinainte cu o zi. Da, domnule, am înțeles asta. Dar explicați-mi de ce acest desant al poliției și al trupelor speciale, adică de ce erau nevoie de mascați, cordoane de poliție, că au speriat toată zona? Să creeze o aparență de legalitate, doamnă. Să creeze o aparență de legalitate la ceea ce au făcut. Să sperie, să intimideze, adică să transmită un mesaj. În România, individul, cetățeanul român, cetățeanul Uniunii Europene nu se poate lupta cu statul. Este prea mic și este călcat în picioare. Ba se poate, domnul avocat.
Mesajul transmis se poate, faptul că noi discutăm române, astăzi despre acest lucru și vedem aceste imagini, arată că, da, cetățeanul, copilul, se poate lupta cu statul și cu sistemul. Doar pentru faptul că vorbim și arătăm oamenilor care stau acasă acum aceste imagini și să tragă ei concluziile. Marina Matei, aș fi interesat ce se poate face în continuare și unde e copilul acum. Un fapt este târât asfalt. Întreabă dacă încearcă să se lupte. Domnul avocat, bună seara, Adrian Dobre mă numesc. Domnul avocat, spuneți-mi, unde e copilul acum, în primul rând, și ce se poate face pentru a repune această situație pe un făgaș normal? Domnul meu, dacă s-ar fi procedat legal, eu aș fi putut cumva să prevăd pe procedură, pe lege și să vă spun care sunt pașii următori. Creându-se acest haos, nu se poate ști ce urmează. Unde e copilul? Dar, unde e Sorin? Ce urmează să faceți dumneavoastră în calitate de avocat? Că doar nu lăsați așa copilul ăla luat. Deci, ce faceți eu în calitate de avocat în momentul ăsta, trebuie să strâng toate materialele, aceste probe video, poze, înscrisuri, tot ce am, să redactez o plângere penală împotriva doamnei procuror pentru modul cum a procedat astăzi cu privire la minoră, o voi adresa parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, secția pentru investigare față de justiție. Din punctul meu de vedere, la modul cum a procedat, doamna procuror este incompatibil acum să mai efectueze urmărirea penală în cauză. Doamna procuror ar trebui să plece din magistratură după bine, vă întreb altfel. E bine și cu procurorul, e bine și cu apel, dar cu copilul ce face? Trebuie făcut un apel ca acest caz să fie preluat de la parchetul curții de apel. E clar că acolo la parchetul penaltii curții de casație și justiție și făcut, făcut o cercetare obiectivă. Adică, da, pe lângă plângerea penală, eu o să fac o cerere de refuzare a domnului procuror. Fac o cerere de preluat dosarului la parchetul penaltii curți. O să fac un memoriu către avocatul poporului, către organizațiile, ONG-urile și asociațiile care sprijină drepturile copilului și, în ultimul rând, trebuie făcută plângere la CEDO. Deci eu nu discut de hotărârea definitivă. Eu discut de cum s-a pus în executare această hotărâre definitivă, domnul avocat, o să în România în 2019. Domnul avocat, deci înțeleg așa, dacă decizia instanței, care e decizia instanței, da? Bun, chiar dacă pare îndoielnică, dar e decizia instanței. Dacă decizia instanței a fost pusă în executare așa cum ați prezentat dumneavoastră faptele, da? Eu nu am fost acolo și nici noi din platou, dumneavoastră l-ați prezentat. Dar dacă au fost, încă o dată, dacă s-a întâmplat așa cum le-ați prezentat, înseamnă practic că respectivul copil, cum înțeleg eu ca profan, că nu sunt jurist, a fost răpit, practic. Nu a fost lipsit de libertate. Ce spune că a făcut doamna Șerbat? Am greșit cu ceva? Băi, ați gâriat-o pe aia pe față, tu înțelegi? Ați răpit, nu? Ei au aplicat rele tratamente minorului, ei au făcut abuz în serviciu. Da, a fost ridicat trecând în baza peste orice alte proceduri, că s-au dus să ridice probe ce, pe lipsire de libertate. Care e procedura unde nu știu, care domnul, prevede domnul, ca la un mandat de percheziție să vină doamna avocat? Procuror general Licu, cu care am vorbit astăzi și care sper că și dânsul și-a menținut opiniile, să spună domnul Licu, procurorul general al României, să spună secția Lupește Prăjit din parchetul general, să spună DNA-ul, să spună cineva din țara asta, ce probe s-a ridicat aici, pe ce procedură penală s-a umblat, ce faci secție de urmărire penală, ridicându-se un copil care s-a luptat cu procurorul, a zgâriat-o pe aia pe față, șefa secției de urmărire penală, care spune acum pentru adevărul ceva incredibil, adică minte, nu am tras de copil, am atins ușor și am vorbit calm. Toată România se uită la aceste imagini și noi suntem toți niște tâmpiți și doamna procuroare spune adevărul. Nu, doamna procuroare, sunteți plătiți din bani publici de noi fraierii, idioții, și dumneavoastră mințiți. Doamna, cum și cine încearcă să ia pere pe ăștia și să ia în brate, este complice cu ei și se autoincriminează. Da, dar tu unde e timpul și ce faci în procurare? Ca autoritățile să-și asume responsabilitatea, da, și să ia măsuri. Da. Eu vă spun, vă ridic o simplă problemă. Da. Minora, dacă va fi suită în avion și dusă în Statele Unite, părțile niciodată nu vor mai fi puse în situația, repuse în situația anterioară. Da. Vedeți? Aici ce primează? Interesul superior al minorului. Să fie făcută o comisie independentă. Domne, trebuie luat cazul de acolo, asta este clar. Și procuroarea asta trebuie să plece din magistratură. Vreau să rămâneți cu noi la o puțină publicitate și revenim. Sper să intrăm în legătură și cu IEPR-ul. Poate
se trezește parchetul general și procuroarea lui Pește Prăjit, rezist, da? Rănită de copil, că în țara asta procurorii se luptă cu copiii de 8 ani. Luăm publicitate și revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în legătură telefonică directă cu domnul Georgian Drăgan. Domnul Georgian Drăgan chiar a dat un comunicat. Bună seara, domnul Drăgan. Bună seara dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor dumneavoastră. Mi-ați dat un comunicat de 10 pagini, domnul Drăgan, adică totuși. Da, probabil vă referiți la comunicatul parchetului, sau nu știu, comunicatul Poliției Române, da, da. Are aproximativ o pagină. Da, sunt comunicate peste comunicate. Explicați-ne și nouă aici în emisiune un lucru simplu, domnul Drăgan, că dumneavoastră a spus astăzi că, în mod corect, da, legal, acțiunea a fost coordonată de Procurarea Vieții, doamna Pițurcă. Explicați-mi de ce, care era gradul de periculozitate din punctul de vedere al poliției, al miliției, al Ministerului de Interne, pentru care v-ați dus cu dube, cu mascați, cu ați făcut întreg show ăsta acolo. Adică care era gradul de periculozitate? Aș vrea, în primul rând, să încep prin a vă spune faptul că polițiștii din Mehedinte au fost delegați de procurori de caz să pună în executare acest mandat de percheziție. Emis de cine? Emis de cine mandatul de percheziție? Mandatul a fost emis de Curtea de Apel Craiova, iar procurorul de caz este din cadrul parchetului de prângă Curtea de Apel Craiova. Așadar, polițiștii au fost delegați de procurorul de caz să pună în executare acest mandat de percheziție. Deci mandatul de percheziție, ascultați-mă puțin. Mandatul de percheziție a fost emis de procurarea doamna... Nu. Mandatul de percheziție a fost emis de Curtea de Apel Craiova la propunerea procurorului de caz din cadrul parchetului de lângă Curtea de Apel Craiova. Da, dar dânsa e și șefa secției de urmărire penală, adică... Așadar, domnea ei instrumentează un caz de lipsire de libertate, a delegat polițiștii să meargă să îi acorde sprijin. Vreau să precizez faptul că, la ce m-ați întrebat dumneavoastră... Polițiștii ăștia, toată acest desant l-a cerut procurarea? Doamna procuror a delegat polițiști care să efectueze aceste activități, însă numărul polițiștilor în acea misiune s-a stabilit după o analiză realizată anterior efectuării acestei percheziții, care a avut în vedere inclusiv riscuri la adresa ordinii publice, care pot să apară pe fondul unui impact emoțional puternic, așa cum era și normal. În fapt, vreau să vă spun care erau riscurile? În fapt, analiza asta și dovedit a fi corectă, întrucât după ce au ajuns polițiștii, doamna procuror și reprezentanții legea SPC-ului la locația respectivă, s-au strâns acolo aproximativ 50-60 de persoane. Riscul era că speriați lumea din zonă, cu toată desantul. Nu era pentru a speria lumea din zonă. Polițiștii au mers acolo pentru a asigura ordinea și liniștea publică și vreau să precizez foarte clar faptul că în imobilul respectiv au intrat numai 3 polițiști care au însoțit procurorul de caz și reprezentanții legea SPC-ului. Și mascații de ce au fost? Au fost colegi de la investigații criminale, ordine publică și, într-adevăr, de la intervenții, mascați cum... Așa, intervenții speciale. Ce căuta intervențiile speciale la ridicarea unui minor? Nu au mers acolo să ridice fata respectivă, au mers acolo pentru a asigura un climat de liniște publică, întrucât existau riscuri să se strângă foarte mulți oameni, lucru care s-a și întâmplat ulterior. Tocmai de aceea au mers în zona respectivă cu obiectivul clar de a asigura ordinea și liniștea publică, lucru care s-a și întâmplat. Domnul Drăgan, așadar, sau poate s-au strâns că au văzut toate mașinile de poliție. Ascultați-mă pe mine puțin, dacă vă duceți într-o zonă cu 100 de polițiști și cu mascați, este evident faptul că veți trezi și veți speria lumea pe acolo. Au fost aproximativ 10 polițiști. Și înțeleg că mandatul de percheziție emis de procurarea lui Pește Prăjit a fost dat pe lipsire de libertate. Care erau probele pentru lipsire de libertate? Că factual dumneavoastră ați ridicat un minor care s-a zgâriat cu procurarea și l-a târât pe jos. Da, vreau să precizez care foarte sunt probele? Clar, vreau să precizez foarte clar că eu nu am acces la dosarul penal, acesta se află în instrumentarea procurorului de caz, iar polițiștii au mers acolo strict pentru a pune în executare mandatul de percheziție în urma delegării procurorului de caz. Așadar, mandatul polițiștilor s-a terminat la momentul la care copilul a fost luat de acolo și dus către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Dolj, din câte am înțeles. Da. Dacă îmi permiteți în mașina neagră care nu e a poliției.
care nu e a poliției, dar la mașina avocatul celelalte părți. Dacă îmi permiteți să citesc din comunicatul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care ne oferă o mulțime de informații și la sfârșit ne oferă două informații relevante, cred eu, la întrebări care s-au formulat aici. Deoarece minoarea ar trebui liniștită într-un timp cât mai scurt, s-a luat hotărârea ca aceasta să meargă împreună cu părinții adoptivi care au așteptat-o în afara imobilului, cu psihologul și asistentul social la IML Craiova, în vederea examinării fizice și pentru a fi consiliată psihologul deputat. Prezent. Dumneavoastră vedeți imaginile. Dumneavoastră ați întrebat unde e minorul. Ați întrebat unde e minorul și de asta spun, se pare că minorul este cu părinții adoptivi. Da. Percheziția s-a continuat, ca să răspundem și la această întrebare, prin ridicarea înscrisurilor referitoare la starea de sănătate fizică și psihică a minorei SS și alte documente referitoare la procesul de adopție. Deci se pare că au existat niște documente ridicate cu ocazia acestei percheziții. Da, s-a dus cu un desant acolo, ca să ridice trei foi. Haideți, pe bune. Nu, ați întrebat dacă s-au ridicat probe. Explicați-mi și mie, câți polițiști, domnul Drăgan, câți polițiști au fost acolo? Din informațiile pe care le dețin, au fost aproximativ 10 polițiști, așa cum precizam mai devreme, de la 10 polițiști, criminale. Câți de la mascați? Două echipe de intervenție, din câte cunosc. Două echipe? Adică câți? Minim 6. Trei sau, nu, îmi cer scuze, 4 polițiști. Nu, câți mascați? Da. Două echipe de intervenție însemnând câți? 4 luptători, 4 polițiști la intervenții speciale, dar am precizat foarte clar. Deci colegii 14? De la intervenții speciale nu au avut misiunea să efectueze percheziția. Domne, nici când l-au ridicat pe Mazăre n-au făcut asta. Înțelegeți, de la bodegă, când l-a ridicat DNA-ul. O întrebare procedurală pentru domnul purtător de cuvânt. Spuneți-mi, vă rog frumos, minorul, în ce mașină trebuia transportat de la imobil la viitoarea lui destinație? Din păcate nu intră în atribuțiile poliției române. Așadar, am precizat și mai devreme. Cine a luat decizia? Cine ia decizia? Vă întreb. Procurorul de caz. Deci procurorul de caz. Ok, nu, e foarte important. Deci procurorul a decis în ce autoturism se deplasează. Bun. Exact. Se pare că erau părinții adoptivi ai copilului. Nu contează, procurorul. Contează. A preluat părinții. Cu ce autoturism transportă părinții copilului? Continuăm subiectul, trebuie să luăm puțină publicitate, îmi spun și ziariștii și înainte de publicitate, dacă mi se permite și mie ca avocat. Da, imediat, domnul avocat, luăm publicitate și revenim. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Drăgan. Publicitate și revenim.